Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un spanac cu ou ochi. Un preparat rapid, ușor, gustos și foarte, foarte sănătos. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem aiurea, să dăm drumul la treabă. În doi timp și trei mișcări trebuie să terminăm. Prima dată tăiem mărunt, o mână de ceapă verde și una de usturoi. Cam două legături din fiecare. Le-am amestecat aici pe toate ca să ne fie mai ușor. Le tăiem pe toate la grămadă. Rondele cam la maxim un centimetru grosime și mai micuțe, dacă se poate. Ia uitați și ușor trece satârul prin ceapă și usturoi. Mai facem un pic de loc. Să nu vă gândiți că avem multă ceapă și usturoi. Se vor topi la călit. Avem nevoie de o cratiță mai mare. Am aici una. Oho, destul de grea, cu asta fac și exerciții. Oho, mamă. Și n-are capacul. O punem frumos aici la încins. Ușurel. Așa. O stropim cu puțin ulei de măsline. De colo-colo. Cam, eu știu, o linguriță. De fapt, o linguriță. O lingură sau o lingură și jumătate. Maxim două. Da? Suficient. Așteptăm să se încingă puțin. Îi defontă și durează puțin mai mult. După care venim cu ceapa și usturoiul. Ușurel, fără să împrăștiem în toată bucătăria. Focul să fie mediu, nu vrem să o ardem. Continuăm. Oho. Amestecăm puțin, să împrăștiem ceapa și usturoiul în toată oala și să se călească uniform. Între timp tăiem spanacul. L-am spălat foarte bine înainte. Eu nu o să scap de tijele astea, da? O să le folosesc. Tai doar rădăcina, bucățica asta o arunc și restul merg foarte bine în mâncare. Nu-l blanșăm, nu-l fierbem, îl punem direct așa. Îl tocăm și-l aruncăm în oală. Vrem să ne bucurăm cât mai mult de toate proprietățile lui. Până la urmă nici măcar nu mă interesează culoarea. Vreau să fie gustos și foarte, foarte sănătos. Nu-l vrem foarte mărunt tocat. Trecem o dată cuțitul prin el și continuăm. Avem ceva treabă. Strângem frumos, să ne fie mai ușor și tadam, uite că se plimbă oala aia pe plită. Eu am aici cam 1,5 kg de spanac, la sfârșit nu o să rămână chiar așa mult. Mai aruncăm un ochi și în oală, când ceapa și usturoiul s-au înmuiat puțin, venim repede cu o conservă de roșii, cubulețe. Să facem ușor. Turnăm peste, fără să stropim de colo-colo, scuturăm bine conserva, gata, amestecăm, dar la cât spanac am, cred că mai merge lejer o conservă. Hai să o pun și pe asta, scap de ea, hup, gata, turnăm bine, amestecăm din nou, venim cu sare. După gust, bineînțeles, cam, eu știu, o linguriță și jumătate, maxim, piper proaspăt râșnit, de nu se poate fără piper proaspăt râșnit, da? Și ăsta la fel după gust, bineînțeles, dăm aici deoparte, mai plimbăm lingura în oală, de colo-colo, să amestecăm bine și sarea și piperul. Ce bine miroase! Lăsăm să dea 2-3 clocote, nu mai mult, după care adăugăm spanacul. Treptat, cât încape, de fapt, amestecăm și când începe să scadă, mai adăugăm, nu? Până îl terminăm. Ia uitați cât de repede scade. Doar plimbi lingura prin oală de 3-4 ori și cam ăla a fost. Am așa, mai venim repede cu o sarjă, prăștiem bine aici. Cam așa, și asta nu-i tot, mai am vreo două mâini de tocat. Scurgem bine de apă, pe tocător, strângem frumos și tadam. Ia să vedem ce avem aici. Oho, ce culori frumoase, ce verde a prins. Gata și ultima mână de spanac, frumos aici. Bună, bine. Amestecăm și la nevoie mai putem adăuga puțin apă, dar eu cred că nu-i cazul. Eu am avut și spanacul puțin mai ud. L-am spălat puțin mai devreme și n-a apucat să se usuce. După cum se vede, a scăzut destul de mult și repede, chiar foarte repede. Mult nu mai are. 5-6 minute de aici încolo și cam asta fu. Prăjim oul și mâncăm.
În timpul acesta amestecăm destul de des, să nu se lipească. Așa. Când este aproape gata, opțional mai puteți adăuga 2-3 căței de usturoi. Acolo pentru un gust mai intens. Opțional. Mie îmi place foarte mult gustul de usturoi în mâncare, așa că nu zic nu niciodată. Curățăm de coajă, ușurel, așa, și tocăm mărunt. Cam așa, luăm frumos pe satâr și aruncăm peste spanac. Îl împrăștiem bine, de colo-colo, cu lingura. Deja și-a schimbat mirosul. Wow, abia aștept să mă înfig în el cu un nou moale așa prăjit, da, să fie zemos. Și înainte de a opri focul, puțină zeamă de lămâie. Cam de la, eu știu, la cantitatea asta, hai să zicem, maxim jumătate de lămâie. Stoarcem frumos aici, de colo-colo. E bine că asta n-are sâmburi. Amestecăm bine și luăm o lingură să gustăm. Să vedem dacă mai are nevoie de sare, piper, ceva pe acolo. Ia. Sare. Cam de multă sare are nevoie. Amestecăm din nou. Și cam asta a fost. Ia uitați-vă ce frumusețe avem aici în oală. Spanac cu roșii, ceapă, usturoi. Hop, să o dăm la o parte. Am vede un prosop destul de fierbinte. Da, stai acolo liniștită, ai fier destul. Avem nevoie de o tigaie pentru ou, bineînțeles, nu? Punem aici la încins, focul să fie mai mare puțin. Am așa. Puțină ordine pe aici, mai fac și o lume pe masă. Și înainte de a prăji oul, o să rumenesc în tigaie câteva bucățele de șunci afumate. Jambon, crud uscat, prosciutto, ce aveți sau ce vă place. O să meargă perfect un topping crocant și afumat. Să iau și un clește, îl întoarcem aici, cam în 30 de secunde o să fie gata. Ăsta e și puțin zărat, după cum se vede, iese sarea din el la prăjit. Mamă, și fum, nu glumă. Cam gata, i-a ajuns suficient. Scoatem aici pe tocător. Mamă! Lăsăm focul mai mic și stropim tigaia cu puțin ulei de floarea soarelui. Așa, de colo-colo, o foarte, foarte mult. Cam atât, suficient și, na, bineînțeles, spargem 2, 3, 4, acum depinde cât vă e de foame. Eu mă satur cu 2 în momentul de față, am mâncat și mai devreme. Ușurel pe tocător, cu mare grijă ca să nu spargem gălbenușul. Și aici, asta. Ce frumos arată, aproape yin și yang. Puțină sare și pe gălbenuș și pe albuș, de colo-colo, împrăștiem, puțin piper la spătrup, râșnit, la fel, de colo-colo, am așa, o să am nevoie de o paletă, uite aici, să plimbăm așa o leacă, ăsta îl mai strângem, că e prea mare. Nu știu cum vă place vouă oul, dar mie îmi place rumenit pe margini. Ia uitați-vă cum arată asta, așa, și pe fund puțin rumenit. Cam gata, suficient, vreau să rămână și zemos. Dăm frumos la o parte și oprim plita, pregătim farfuria. O facem o leacă deloc, punem frumos aici, o aranjăm o leacă. Venim prima dată cu spanacul, hop, ușurel, aici pe tocător, vede o lingură. Farfuria să fie puțin mai adâncă pentru că avem o grămadă de sos care e foarte, foarte gustos, nu? Încă 2-3 linguri, cam așa, suficient. Scăpăm de oala asta mare și venim cu oul, care este puțin rumenit. Îmi umplu în gură numai cum mă uit la el. Îl așezăm și pe ăsta aici frumos deasupra. Frige. Și câteva fâșiuțe din asta de șunci afumate. Poate punem
Așa, pe aici. Pe asta putem să o mai rupem. Nu le punem pe toate în același fel. Cam așa. Și priviți ce farfurie frumoasă avem. Ia uitați-vă, de colo-colo așa. Oho, are suficient sos. Mamă, și oul ăsta. Mamă. Da. Hai să vedem ce am făcut. Îmi iau și o farfurie de asta mică. De fapt, cred că o iau aici, chiar lângă oală. Punem așa două, trei lingurițe de spanac cu sos și oul. Ăsta. Care sper să mai fie zemos. S-a uscat o leacă. Oho, nu, e. Curge. Mamă. Ceva fumătură. Aici, frumos de colo-colo, prăștiat, nici nu mai contează, gata, am nevoie de o furculiță, un cuțit și să vedem, ia să vedem oul, oho, ia uitați-vă, de foarte cremos, zemos, aproape, tăiem o bucățică, aici așa, spanacul, puținat ușor, oui, ou și de afumătura asta, wow, merg de minune împreună. Hai să mai iau o leacă, dar nu mai am nevoie nici de cuțit. Chiar n-ai ce să-i reproșezi, sincer vă spun, dacă țineți post, renunțați la partea cu afumătura și cu oul și aveți un preparat de nota 10. Mai iau puțin și termin. Gata, asta e ultima îmbucătură. Nu pot să mă abțin. Mamă. Sper să vă placă și vouă. Așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere! Cred că trebuie să mai fac vreo 2-3 ouă. Și ar merge și cu niște pâine așa prăjită, crocantă. Cel mai bun spanac cu ou prăjit.